Sensul giratoriu de la intrarea în municipiul Drobeta-Turnu Severin dinspre Craiova este de fapt o groapă cu nisip, semnalizată prin câteva indicatoare rutiere. Noaptea șoferii trebuie să fie cu ochii în patru ca să nu ajungă cu mașina pe insula de nisip din mijlocul drumului. Mare atenție, șoferi, atunci când intrați în municipiu pe calea Craiovei. Trebuie să căutați indicatoarele rutiere care vă pot ajuta să evitați această groapă cu nisip. Aici în curând se va realiza un sens giratoriu. Este adevărat că lucrările la sensul giratoriu din această zonă nu au fost finalizate, dar o minimă semnalizare corespunzătoare pe timp de noapte este absolut necesară pentru a evita producerea unor accidente rutiere. În acest moment, în locul respectiv, se execută lucrări de reabilitare. Va fi o intersecție mare, o intersecție cu sens giratoriu. În momentul de față, pe partea carosabilă s-a aplicat un marcaj temporar pentru devierea traficului. Semnalizarea rutieră în sensul giratoriu este puțin precară, lipsesc balizele direcționale de conturare a mijlocului intersecției. Ieri am făcut o vizită pe toată centura împreună cu domnul Ghilicică de la Poliția Rutieră și a rămas solicită înscris ca să pot să-mi comand semnalizarea exact pe ce am stabilit împreună. Vă aștept în via și cum o primesc, cum completez semnalizarea conform solicitării poliției. Știți că este o lipsă acolo? Nu e lipsă, e incompletă. Reprezentantul firmei constructoare a promis că în 2 săptămâni va completa semnalizarea din sensul giratoriu de la intrarea în municipiul Drobeta-Turnu Severin dinspre Craiova.